Iar Qatar s-a folosit de un spion CIA pentru a obține dreptul de a organiza campionatul mondial de fotbal de anul viitor. Dezvăluirea uluitoare aparține jurnalistului Associated Press, Alan Sutherman. Alan spune că fostul angajat al serviciilor secrete americane, Kevin Chucker, a fost angajat în 2010 pentru a obține și a menține dreptul Qatarului de a organiza Cupa Mondială. Our investigation has found that some of the work he did for them was to basic spy work on some of the rival bid teams, as well as FIFA officials. Qatar a fost surpriza evenimentului de anunțare a gazdei campionatului mondial 2022, când s-a luptat cu SUA și cu Rusia. Însuși președintele francez Nicolas Sarkozy a fost acuzat de fostul președinte FIFA Sepp Blatter că a primit avantaje materiale pentru a susține candidatura statului arab. Însă nici FIFA nu e exonerată complet. Almost immediately after they won, there were questions about how Qatar was able to get this tournament. There's been allegations made throughout the years about bribes being paid to FIFA officials so that FIFA would award the cup to Qatar.